Apropo de lansare, doamnă, domnilor, vreau să mergem și spre al doilea subiect care a făcut mare vâlvă începând de ieri, și anume cel privind susținerea pe care ar fi primit-o președintele Klaus Iohannis de aici din România pentru a-și încerca șansele la șefia Organizației Nord-Atlantice, la șefia NATO. Cât de realiste sau nu, o să ne spună domnul general, sunt și aceste ipoteze, dar haideți să vedeți ce au răspuns cei pe care au întâlnit colegii noștri în mai toate regiunile României și aici în capitală, atunci când au fost întrebați ce părere au despre această informație, despre șansele lui Klaus Iohannis și mai ales despre ce îl califică pe el, știți, celebra întrebare. Ați auzit Iohannis, șef la NATO, ce ziceți de asta? Mă depășește. Aș vrea, da, că e al nostru, dar mă depășește. El e cam mobilă. Cu toate că știe engleză și germană și ce mai știe, el mi se pare mobilă. Și nu are empatie, nu are... nu. E executant bun. Atâta. Restul, nu știu ce capacități are. În țară nu se vede nimic. Acolo probabil lenevește mai mult. O avea timp să se distreze mai mult, dar... nu cred că este capabil pentru așa ceva. Acolo trebuie să fie oameni dârzi și care să știe să lupte pentru postul pe care îl au acolo. Nu merită. E un excroc. A fost și este un excroc. Nu-și vede decât interesul lui. Va face și acolo ce a făcut în România. Zero. În 10 ani, deci aproape nu că a distrus-o, dar are ultimul timp acum nici Ceaușescu nu se plimba cu speciale, cu aeronave și așa mai departe. Dacă l-ajută cineva, l-aș vedea. De exemplu, americanii. Că nu mai poate să... Face și treabă? Da, că s-ar duce la schi tot timpul cum s-a dus la noi. Iohannis, șef la NATO, ce spuneți despre acest lucru, despre zvonul ăsta? Ce părere aveți? Părerea mea personală, nu. Excursii în Africa, acolo, fără niciun rezultat. Bine face că merge. Asta e atitudinea lui. Dacă o duce mai bine acolo decât ăsta aici să năcăjească cu oameni din ăștia care atâția de 10 feluri suntem, atunci acolo mai bine pentru el. Părerea mea e bună. De ce? Ziceți că e bine. Să închidă gura la putu. Mai lăsați-mă în pace, Iohannis. E probabil. Dar eu nu știu ce... Iohannis, o văd președinte și nu s-o văd nimic. Nu l-am plăcut de la bun început și nu vreau. O să facă treabă bună acolo, oare? Cine? Iohannis? Mm-hmm. Cum o făcut și în țara noastră, ne-o vândut. Există un zvon în spațiul public. Iohannis ar putea să fie șeful NATO. Ce părere aveți? Speculații cu privire la conducerea unor instituții cum e NATO, Consiliul Europei au mai fost. Clar că suntem îndreptățiți să credem în lucrul acesta. Acum nu credem că suntem noi în măsură să anticipăm care sunt șansele reale, dar atât timp cât facem parte din structura aceasta, avem tot dreptul să ne impunem și conducătorii. Nu cred că decidem noi, adică tot ei deci lucrul acesta, nu depinde de noi. Credeți, deci, că ar fi o funcție prea puternică încât să fie deținută de o persoană de cetățenie română? Nu neapărat, dar dacă se face lucrul acesta, se face probabil că au interes să ajungă dânsul acolo, nu în mod neapărat să ne fie nouă ca și țară bine. Suntem prea neimportanți. Singurul lucru important pentru ei e teritoriul nostru și unde este poziționat. Asta e. În rest, noi, dacă n-am fi aici și am fi plasați în altă parte, n-ar fi dat doi bani pe noi. Bănesc că o să fie tot o marionetă, deci nu știu cât de mult vor conta principiile lui, pe cât de mult contează principiile altor persoane care sunt mai importante. E ridicol, haideți să fim serioși, da. Facem al doilea NATO sau ce? Uite, pactul de la Varșovia ar fi trebuit să fie acolo secretar general. Bine, pactul de la Varșovia n-a avut secretar general, dar îl putem numi pe el. Ar fi spre binele nostru, cred, nu? Spre binele României. Deci crezi că ar putea să fie posibil? Crezi în Iohannis? Nu cred că ar putea să fie posibil, dar ar fi bine pentru noi. Mi se pare o idee foarte bună ca Iohannis să fie la șefia NATO, deoarece niciun șef de stat din Uniunea Europeană sau din NATO nu are curaj să se certe cu
alte țări non-NATO. Și atunci Iohannis este personajul ideal să stea acolo și să nu facă nimica cum nici acum n-a făcut nimica. Așa s-a propus, dar e propus de american. Altcineva nu poate să îi propună, pentru că în Europa nu e văzut chiar așa bine. Am înțeles că ăla de la din Olanda e primul loc. Acum, cum vedeți că un român, șeful statului, ar putea să ajungă acolo? Da, ar fi o bucurie pentru român ca să fie acolo, dar depinde dacă e în stare să conducă așa instituții. Am auzit, dar nu cred. De 10 ani. Am auzit și eu aseară, dar nu cred că va fi propus. Acolo americanii pun omul. Românii. Klaus Iohannis ar fi fost propus, sunt niște zvonuri, că ar putea fi șef pe la NATO. Ce părere aveți? Părere bună în sensul că ar fi un atu pentru România, un atu cu caracter pozitiv. Uh-huh. Acum, că o fi chiar așa, că nu o fi chiar așa... Îl știți, de 10 ani președintele României, credeți că ar face față? El așa, ca și responsabilitate, ca prestanță, ca... Are un caracter pozitiv. Dar dacă e să analizăm și un aspect militar, pentru că NATO este o instituție cu caracter militar în mod special, aici, dacă ar fi vorba de un general al unei armate sau ar avea niște informații cu caracter militar, și probabil că le-ar gestiona mai bine.